Marțea aceasta a avut loc sinaxa tuturor stareților și stareților din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Întâlnirea a fost prezidată de înalt preasfințitul Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Evenimentul a avut loc la Mănăstirea Moldovița. Tema întâlnirii a fost primirea străinilor, primirea lui Hristos, Mitropolitul Silvestru Morariu Andrievici, prin aproapele la Hristos. Ierarhul a deschis lucrările sinaxei cu un cuvânt de învățătură. Străinii când vin, majoritatea covârșitoare, vin cu inima cea bună. Însă sunt și străini care vin cu gând rău, de a ispiti și de a corupe, de a înșela, de a profita materialicește, de a-ți minti. De aceea trebuie să ne purtăm cu ei cu toată grija și cum s-a amintit, nu oricine poate să întâmpine și să vorbească cu acești străini oaspeți pentru o zi, două, trei, așa mai departe. Și lucrul acesta, intuiesc că se face. Este această conștiință. Cred că a fost printre cele mai reușite sinaxe care s-au ținut în arhiepiscopia noastră. Au fost dezbătute problemele actuale cu care se confruntă eparhia noastră, refacerea sediului arhiepiscopiei, apoi celelalte lucrări, activități din mănăstirile noastre mai mari sau mai mici. Din încredințarea înalt preasfințitului Arhiepiscop Pimen, am prezentat astăzi un referat pentru sinaxa stareților și stareților din mănăstirile Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Tema referatului a fost primirea străinilor, primirea lui Hristos și a avut o exemplificare Mitropolitul Silvestru Morariu Andreevici prin aproape la Hristos, căci în acest an se împlinesc 120 de ani de la trecerea cele veșnice a acestui mare mitropolit al Bucovinei. Un lucru important este modul în care se realizează primirea de străini. Ea nu trebuie să disturbe viața monahală, ci trebuie să prilejuiască o întâlnire a monahului cu Hristos, pentru că aceasta este scopul oricărei virtuți. Sinaxa stareților și starețelor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților s-a desfășurat în contextul anului omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi și al anului comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii în Patriarhia Română.